Tânărul era agent comercial, iar în perioada iunie-octombrie 2007 a prezentat comenzi fictive în numele a 5 agenți economici. În baza comenzilor au fost întocmite 11 facturi fiscale către agenții economici, mărfurile fiind preluate de către tânărul sucevean pentru a fi distribuite așa zișilor solicitanți. Marfa a fost vândută însă unor clienți ocazional, iar facturile au fost aruncate. Agentul comercial urmărit penal acum pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată a întocmit apoi 6 chitanțe fiscale, prejudiciind astfel societatea comercială cu o sumă totală de 19.769,74 de lei. Din suma încasată pe mărfuri, tânărul a depus la casierie numai 7.500 de lei, restul folosindu-i în scop personal.